Bună, fetele, și bine v-am regăsit! Astăzi am pentru voi un unboxing de la Oriflame. Cumpărăturile sunt din campania cu numărul 9. Inițial nu am vrut să fac acest video pentru că este destul de târziu, cred că este în jur de 12 noaptea, înainte am venit de la muncă, însă am zis haide să-l fac pentru că vreau să nu mai țin produsele atât de mult în cutie și ca să le pup până la locul lor. Așa că nu mai lungesc pentru că e târziu și totuși vreau să dorm și eu mai devreme. Haideți să începem. Aceasta este cutiuța. Primul produs care l-am cumpărat, de fapt l-am primit, este această saună facială. Pentru că am avut comenzi de 350 de lei, de minim 350 de lei în ultimele 3 campanii, am putut primi acest produs doar la 15 lei, sau, nu, 10 lei, dacă nu mă înșel, da. L-am așteptat de când am văzut că va fi oferit cadou consultanților. L-am așteptat cu mare drag și chiar mi-a dorit foarte mult să-l încerc. Am mai văzut pe internet acest un aparat de genul acesta și eram curioasă de el. Voi căuta pe internet tot felul de rețete să văd cum l-aș putea folosi mai bine. Așa. Am aici două deodorante din gama Activel. Acesta cu capac gri este preferatul meu, l-am folosit foarte mult. Nu știu dacă aveți și voi probleme cu acesta, cu capătul. Pentru că i-am cumpărat câteva și efectiv nu le-am putut folosi. Nu am putut, erau stricate. Și mi-am luat unul nou pentru care am fost foarte curioasă să-l încerc. Eu nu supor mirosurile dulce sub formă de deodorant, deși eu sunt nebunită după parfumurile dulci, însă am ceva pretenții. Și mi-am dorit să nu fie acesta unul dulce, deși este un dulce așa foarte, foarte ușor. Este, chiar vă recomand aceste două foarte mult. Îmi place deodorantul acesta la nebunie. Cred că a costat 12 lei fiecare. Merită să-l cumpărați. Pentru că am cumpărat două, v-am zis, am putut să-l iau la 12 lei fiecare. Mai am aici un șampon pentru păr uscat. Iubesc la nebunie șamponul uscat de la Oriflame. Îmi place la nebunie. Vă recomand. Plus că el costă 16 lei, ceva de genul, la ofertă. Plus, de fapt, minus reducerea de 40%, eu zic că este mai mult decât un preț foarte bun. Cred că v-am înnebunit cu vorba aceasta cu reducerea, însă vă zic cu mâna pe suflet că merită să vă scrieți la Oriflame. Chiar aveți doar de câștigat, plus că primiți o mulțime de cadouri. Lăsați-mi în comentariu dacă ați fi curioase. Eu am strâns ceva cadouri pentru campaniile de loialitate de la Oriflame și lăsați-mă într-un comentariu dacă ați fi interesate să fac un video doar cu cadourile care le-am primit eu de la Oriflame și care le mai am. Am aici un fond de ten din gama Giordani, a fost la ofertele online. O reducere foarte bună de doar 20 de lei, minus reducerea, cred că a fost undeva la 12-13 lei. Merită să-l luați. Dacă mai plasați comenzi și găsiți acest fond de ten, nu ezitați să-l cumpărați, pentru că v-am zis, are un preț foarte bun de la 54 la 20, minus reducerea, este mai mult decât ok. Nu vă mai fac swatch-uri la fonduri de ten, pentru că chiar vi le fac degeaba, nu se vede nimica. Dar vă recomand acest produs. Mai am aici un fond de ten. În campania aceasta mi-am cumpărat 3 fonduri de ten. Mai am acesta The One. Este nou lansat la 27 de lei. Are și acesta un preț bunicel. Este indicat pentru tenul gras. Eu am un ten gras mix. Depinde. Și sunt foarte curioasă de el. Nu, am vrut să vă fac swatch, dar chiar nu vă mai fac. Are o textură puțin mai groasă. Sunt foarte curios de el și o să-l încerc mâine când merg la muncă. Haideți să vă arăt și ultimul fond de ten, deși este aici, da? În campania trecută v-am arătat că mi-am cumpărat 3 fonduri de ten Giordani Gold, care îmi plac la nebunie și
le recomand, vă recomand să cumpărați și pensulica. Nu ezitați să cumpărați acea pensulică, deși este foarte mică, o am aici la îndemână. Deși este foarte mică, este o pensulă foarte bine care, nu știu, întinde fondul de ten formidabil. Eu l-am încercat cu mai multe fonduri de ten pentru că am fost curioasă să văd cum reacționează, cum își face treaba și își face treaba într-un mod foarte bun. V-am zis, am cumpărat în campania trecută 3 fonduri de ten. Unul l-am dat și am zis că haide să-mi iau pentru că încă era la ofertă. Am zis că haide să-l ia, să-l am acolo. V-am zis că sunt niște fonduri de ten foarte bune. Mi-am mai cumpărat măști de față, Essential. Doar la 2 lei 2 bucăți. Nu ezitați să cumpărați aceste măști pentru că sunt și aceste foarte bune. Am mai putut cumpăra cu doar de 35 de lei o pereche de ochelari de bărbați, erau și de femei, doar că aceea de femei mi se părea mult prea mare pentru mine. Și am cumpărat o pereche din aceștia tip aviator. Sunt cu UV400. Nu ezitați să-i cumpărați pentru că arată foarte bine. Nu arată ieftin absolut deloc, chiar îmi plac acești ochelari. Mi-am mai cumpărat o loțiune cu factor de protecție 30. În campania trecută v-am mai cumpărat 2 produse pe care nu am apucat să vi le arăt, așa că vi le arăt acum. Mi-aș fi dorit ca acesta să fie 50, însă cu factor de protecție 50, însă nu găsești într-o cantitate așa mare cu acest factor de protecție. Am zis, haide să-l iau pe acesta să văd cum este, pentru că încă nu l-am încercat acesta, am încercat de la alte firme, dar acesta nu. Însă în campania trecută mi-am cumpărat acesta cu un factor de protecție 50 și vă zic cu mâna pe suflet, chiar merită acest produs. Sper că și acesta cu 30, cu factorul de protecție 30 să-și facă foarte bine treaba. Eu acesta l-am aplicat nu doar pe față, pardon, l-am aplicat chiar și pe corp și mi-a plăcut la nebunie. Eu am un ten foarte alb, mă roșesc și mi se ia pielea, arată foarte oribil. Și acesta chiar m-a protejat foarte bine, deci recomand acest produs. Și încă un produs care l-am luat tot în campania trecută este acest gel anticelulitic din gama Optimals. A costat 30 de lei. Ce pot să vă zic? Eu nu cred că există vreo... Adică, na, nu știu, nu am găsit eu încă crema. Într-adevăr, nu am încercat nici foarte multe, însă nu am găsit încă crema care să mă facă să cred că îți elimină celulita. Eu am fost curioasă de acest produs, recunosc, dar nu regret că l-am luat și nu pentru celulită, ci pentru că intră atât de repede în piele și lasă o piele atât de hidratantă, deci îmi place la nebunie. Chiar recomand acest produs, v-am zis, nu am văzut nimic, vreo îmbunătățire contra celulitei, însă îmi place pentru cum lasă pielea. Chiar recomand acest produs pentru acest aspect. Mai am tot din gama Giordani, 2 leacuri de unghii, care îmi plac la nebunie. Au costat 16 lei fiecare. Haideți să vi le arăt. Este un roșu și un vișineu. Acesta este un roșu clasic, pe cameră nu se vede bine, însă este o culoare superbă, chiar îmi place. Și acest vișineu îmi place la nebunie. Sunt o jumate. Într-adevăr, eu sunt nebunită atât după ojele mate, cât și fardurile mate și rujurile mate. Deși fardurile sunt de fate, mă întineresc. Și cele mate mai puțin, dar sunt nebunită. Mi-am mai cumpărat 2 paste de dinți, au fost la ofertă, dacă cumpărai 2, le puteai cumpăra la un preț super bun. Undeva la, nu știu, 9 lei, 8 lei, ceva de genul. Aceasta este nouă. Aceste paste de dinți cred că au apărut de vreo 2 ani, 3 ani, ceva de genul, nu știu dacă greșesc. Dacă greșesc, îmi cer scuze. Și de atunci doar aceste le-am folosit și recunosc că îmi plac la nebunie. Mai am 2 lacuri de unghii. L-au lansat de în gama de One. Acesta este un mov și acesta un indigo. Îmi place la nebunie nuanța aceasta pe unghii. Chiar sunt foarte încântată că
Am luat-o, v-am zis, eu nu prea am voie să folosesc cojă la muncă, însă cine știe, poate în timpul liber. Și acesta este un mov. Movul acesta, să știți că nu mă încântă foarte tare. Nu se vede pe cameră cum este realitatea. Recunosc că nu am vrut să-mi cumpăr gama solare, însă am primit pe mail un mail cu faptul că pot cumpăra toate aceste trei produse doar la 35 de lei, un gel de duș, o cremă de col și parfumul. Sunt atâta de dulci, nu știu, eu sunt înnebunită, vezi, după parfumurile dulci, dar unele efectiv nu le pot folosi, cum este și acesta. Cum este și cel Sofiver, care chiar îmi pare rău că l-am cumpărat, pentru că pentru mine este prea mult. Însă le voi face cadou. Dacă vă plac mirosurile foarte dulci, le puteți cumpăra. Cred că oferta este, nu știu, până 19, puteți cumpăra aceste trei produse la doar 35 de lei. Ce mi-am mai cumpărat aici? Un set de lame de ras. Au fost și acestea la ofertă la 7 lei. Și un produs care este produsul meu preferat pentru corp, pentru curățarea corpului, este acest scrub din gama Milk and Honey. Curăță atât de bine și este atât de bun produsul ăsta. Îmi place la nebunie, chiar sunt foarte încântată de el. L-am încercat de foarte multe ori, l-am recumpărat de N ori. Acum am văzut că erau la ofertă, dacă cumpărai două, le puteai cumpăra la 15-16 lei. Și am zis că trebuie să mi le iau, pentru că îmi plac la nebunie și vi le recomand din tot sufletul. Este cu zahăr, curăță atâta de bine, lasă un parfum, în tot ce vreți voi pentru un scrub. Și un ultim produs care l-am aici, cred că nu mai am altceva, este acest creion ruj, pe care eu inițial nu am vrut să-l cumpăr, pentru că, nu știu, pur și simplu nu am vrut să-l cumpăr. Încerc să-l desfac, să vi-l arăt. Nu l-am văzut nici eu încă. Chiar că am reușit. Dar am zis, haide să văd ce-o fi de capul lui. Costă 20 de lei la ofertă. Îmi place că este retractabil, pentru că Oriflame a mai avut astfel de rujuri, însă trebuia doar ascuțite. Și haide să văd. Este o culoare de un, nu știu, un fel de maroniu. Este foarte hidratant. Nu știu cât de bine se vede. Este și pigmentat și cred că este puțin și rezistent. O să văd cum își face treaba. Cam acestea au fost produsele. Aici mi-am un catalog. Și sunt foarte curioasă de Tenderly. Voi vă chinuiți să desfaceți ambalajul în general, așa. Pentru că eu sunt destul de stângace când vine vorba de ambalaje și mereu zic că trebuie să-mi pun aici forfecuța și discul ca să mă șterg atunci când vă fac swatch-ul, însă mereu uit, bineînțeles. Îmbătrânesc și probabil din această cauză uit. Haideți să vedem cum miroase parfumele. Am primit aceste cartonașe care ne spună cumpără oricare din apele de toaletă Tenderly sau Eclat Sport și poți comanda cele mai bine vândute 6 produse la prețuri speciale. Este și acesta destul de greoi. Aici am flyer și catalogul pe care cu siguranță l-ați răsfoit, iar dacă nu, voi lăsa în bara cu descrieri linkuri ca să puteți vedea. Sunt ceva produse. Cam acesta a fost unboxing-ul. Dacă sunteți curioase, dacă doriți să vă înscrieți în la Oriflame, chiar nu ezitați să o faceți, chiar dacă nu vă înscrieți la mine și vă înscrieți la altcineva, nu ezitați să vă înscrieți, pentru că de pierdut, efectiv, nu aveți ce, nu trebuie să puneți comandă în fiecare lună dacă nu aveți.
Puteți comanda de oricât doriți dumneavoastră, plus că aveți reducere la absolut toate produsele, să nu vă mai zic de ce cadouri minunate primiți. V-am zis, dacă doriți să vă înscrieți, vă las în bara cu descriere linkul către pagina mea de Facebook și vă aștept acolo cu mesaje, cu orice, cu anume, nelămuriri, întrebări, orice aveți să-mi adresați. Până data viitoare, v-am pupat și ne vom vedea cât de curând. Pa, pa!